Mai pe scurt, dumneavoastră știți ce populație are astăzi țara noastră, Republica Moldova? Cunoașteți câți din numărul total de cetățeni suntem cu drept de vot? Dar câți dintre alegători suntem peste hotare? Așa că nu cunoașteți nimic. Ieri, registrul a mai repetat a mia oară prostie că suntem peste 3.200.000 de alegători. Și gata, fără niciun fel de explicații. Dar de ce suntem, domnule, astăzi mai mulți alegători decât la toate scrutinile electorale din ultimii 15 ani? De ce până acum nu cunoaștem numărul total al populației noastre și de ce îl vom afla abia în ziua alegerilor, la 30 octombrie? De ce din milionul de moldoveni aflați peste hotare s-au înregistrat pentru alegeri la 30 octombrie doar vreo 3.000 de inși? Ieri, cei de la registru i-au adunat pe jurnaliști pentru a-i aburi. Și chiar au reușit să-i aburească. Eu m-am uitat la știrile de la toate televiziunile ca să înțeleg ce au spus cei de la registru și ce i-au întrebat jurnaliștii. Și am înțeles că preocuparea de bază și a unora și a altora au fost morții. Decedații care încă mai figurează ca oameni vii și cu această ocazie s-a mai amintit a câta oară de cazul bietului Emil Loteanu, Dumnezeu să-l ierte. Și cam atât. Nu o să vă divulg cine sunt acele două persoane, doar una pot să o divulg, că este de fapt un caz de rezonanță, este vorba despre maestru Emil Loteanu. Deci dumnealui e decedat peste hotare în Rusia, însă actul de deces nu a fost întocmit în Republica Moldova. Deci, de fapt, un document confirmativ sau o confirmare oficială națională despre faptul că dumnealui este decedat, nu avem. Și asta am confirmat imediat și în ziua aceea am discutat și cu Serviciul Tatăl Civil, care ne-a confirmat nici pe suport de hârtie, în arhivă, nu există actul de deces a dumnealui. Și v-am spus, în situația asta, în Registrul Populației, nu are de unde să fie mențiunea despre decedat. Eu, zău, sunt șocat de tot ce se întâmplă, încerc să-mi închipui măcar vreo țară normală din lume care ar merge la alegeri cu haosul de cifre și date pe care le avem noi acum și eu nu-mi pot închipui nicio țară. Noi, în loc să tragem un semnal de alarmă pentru că e dezastru, oameni buni, ce se întâmplă, noi nu știu cum tăcem, acceptăm cu minți acest dezastru. Dar lucru care mă miră cel mai mult este tăcerea candidaților. Din 24 de oameni care vor să se facă președința ai Moldovei, numai pe 2-3 am auzit neliniștindu-se de ce se întâmplă cu cifrele astea de cetățeni, de legători. Andrei Năstase, Maia Sandu și parcă Dumitru Ciubașencu. Năstase chiar le-a adresat o scrisoare oficială europenilor în acest sens. Și eu chiar aș vrea să întreb ceilalți 20-21 de candidați câți au mai rămas de la Leancă, la Ghimpu, de la Ghilețchi, la Radu. Dar ce vezi, chiar vă este tot una câți alegători suntem în realitate și câți sunt înscriși la cantora lui Botna, la registru? Vii tot una, așa-i? Pentru că voi nici nu aveți nevoie să știți câți alegători sunt. Pentru voi știe tot cel care v-a obligat să candidați, Placotniuc, și tot el o să vă deseneze numărul de procente pentru fiecare. Oameni buni, noi ne trezim ori dormim în continuare? Trebuie de făcut ceva, eu nu știu, trebuie organizat, de pildă, o întrunire serioasă în care să-i avem, pe de-o parte, pe cei de la registru cu cifrele lor, pe de altă parte, pe cei de la birou de statistică cu cifrele lor și, în fine, pe cei de la CEC, Comisia Electorală Centrală. La această reuniune să mai participi societate civilă, jurnaliști, comentatori, reprezentanți a instituțiilor europene. Și Aldi Botnar, cu toată banda lui, să-mi explici mie cum de, în ultimii ani, după ce a crescut mortalitatea, a scăzut natalitatea, o grămadă lume a fugit din Moldova, cu toate acestea, noi avem mai mulți alegători decât la toate scrutinile electorale din ultimii 15 ani. Nu știu, poate băieții ăștia de la registru nu numără alegători acolo, îi nasc alegători la registru. Mai scurt, eu am avut posibilitatea să călătoresc mai mult timp în ultima jumătate de an prin Moldova noastră. Nu am mai văzut niciodată atâtea inscripții pe garduri cu anunțuri despre case de vânzare. Nu am mai văzut și la tot pasul. Și voi îmi spuneți mie că numărul de alegători a crescut?